Când un bărbat și o femeie se îndrăgostesc, ei se pot căsători, nu-i așa? Dar de ce doi bărbați sau două femei nu se pot căsători? Sunt ei discriminați dacă li se interzice asta? Nu, fiindcă nu comitem discriminare atunci când ne raportăm în mod diferit la situații diferite. Desigur, toți oamenii, inclusiv homosexualii, au dreptul la protecție legală. Dar legătura dintre un bărbat și o femeie este unică. Numai un bărbat și o femeie pot da naștere unei noi vieți. Numai un bărbat și o femeie pot fi mamă și tată pentru un copil. Niciodată doi bărbați sau două femei nu pot face asta. Prin urmare, este firesc să ne raportăm la o situație unică în mod unic. Aceasta nu e discriminare. Căsătoria reprezintă o făgăduință privată, dar ea are și un însemnat rol social. Acest rol al ei este unic și esențial, de a oferi copiilor dragostea mamei și a tatălui în cadrul unei familii. Desigur, nu toate cuplurile căsătorite au copii, dar orice copil are o mamă și un tată. Căsătoria dintre un bărbat și o femeie recunoaște acest fapt fundamental. De aceea, căsătoria este cea mai importantă instituție socială. E modul nostru de a spune că diferențele dintre bărbat și femeie contează, că diferențele dintre mame și tați contează, iar copiii au dreptul la ceea ce își doresc cel mai mult, o mamă și un tată iubitor. Așadar, să nu modificăm semnificația căsătoriei prin redefinirea ei, pentru binele copiilor noștri.